Bună găsit, dragii mei, aici alături de filmele lui Svartoș. Ei da, acest film va apărea special pentru dumneavoastră și pe YouTube și pe Facebook. Am ales așadar să vorbim în momentele următoare despre radiourile cu TEF. În primul și în primul rând aș vrea să încep această frumoasă povestioară cu radiourile cu TEF și să vă vorbesc mai întâi despre construcțiile amatoricești care sunt pe bază de Arduino. În primul rând se știe că prima invenție care a fost făcută cu TEF a fost cea dintr-un Sony XDR-F1HD care a fost conectată la un Arduino și comandată din calculator cu softul XDR-GTK. De aici încolo a fost exact startul și deliciul de a mai gândi, de a mai construi ceva și separat în afară de a avea acest XDR-F1HD. Până aici totul este în regulă, după care s-au făcut dezvoltări exacte pe baza Arduino. Da? Vreau să vă spun că au fost tot felul de versiuni, tot felul de sketch-uri, tot felul de programări și așa mai departe, fiecare cu câte o chestie îmbunătățită și o chestie poate să fie și mai puțin bună, să zicem, o chestie care să înrăutățească, dar nu asta este principal la acest material, la acest film. În primul și în primul rând vreau să vă spun că apariția chipurilor TEF 6686 versiunea 101 a fost exact startul oficial al exact ce își propuseseră cei din afară, de prin Olanda, de prin Germania, de prin Franța, de prin Anglia, să aibă separat față de F1HD, de Sony XDR. Bun. În primul și în primul rând, comandarea, programarea și comandarea de către calculator prin XDR-GTK a lui TEF-6686 a spus clar că este o chestie foarte mult îmbunătățită și foarte ușor de accesat, cumpărând din China tunere, cumpărând Arduino de aici, din țara de unde mă aflu, Dupontul și, bineînțeles, pistolul de lipit, pasta flux și fludorul, ca să pot face construcția acestui radio comandat de către calculator. Asta a fost exact o chestie foarte frumoasă la începuturi. După care vreau să vă spun de la versiunea 2, de la versiunea 102 de fapt a lui TEF-6686, bineînțeles apărând atunci, lăudându-se chinezii că versiunea 102 este o versiune cu multe îmbunătățiri și chestii tristi. Doar ei știau despre ce este vorba, că noi habar n-aveam, că nu prea simțeam așa ceva. Vreau să vă spun că de atunci a început exact de la versiunea 102 era de gripare, între ghilimele, a pasionaților de a construi radiouri cu TEF. Da? După care s-a scos, conform celor din Europa, radioul cu TEF, bineînțeles, care are și un display independent, care nu avea nicio treabă cu calculatorul, după care s-a mai îmbunătățit partea aceasta de Arduino și partea de construcția TEF-ului și a făcut o versiune de PC un pic mai strălucită față de ce era actualmente. Și bineînțeles ajungem la versiunea 105, adică versiunea 5-a, care bineînțeles toate bugurile, toate defectele care le avea ăla 102-ul le-a refăcut în 105. Nu vă gândiți că este mare sculă pe basculă 105, îl am în casă. Deci F105-ul care ăsta care, cum îi spune chinezul, că este îmbunătățit,
chiar față de 102 este un pic mai nezgomotos. Practic, sensibilitatea este la fel, selectivitatea tot dracolește. Dacă semnalul e slab, 8-9 decibeli, modulația este mai mare, aproape, să zic, minus 1 pe emisie, semnalul deja începe să se distorsioneze audio. Deci 86.02, adică 102, 86.05, 105, practic au acela sam shit, cum se zice, audio. Bun, gata. Acum, doamnelor și domnilor, vreau să vă spun mica chestie, că un olandez a stat el pe gânduri să construiască, domne, un radio, înțelegi? Din ăsta cu TEF, condus de un SQ32, l-a făcut el de la versiunea 1 până la versiunea 8, bineînțeles, corectând bug-uri și tot așa mai departe, și tot adăugând, și tot adăugând. Acest aparat de radio este cu un afișaj color ILI, care ați auzit, cred că, de el, de la programator și așa mai departe. Și, bineînțeles, are meniu, are encoder rotativ care să poți face funcția de înainte, înapoi și enter-ul, cum ar veni. Deci este un pic mai diferit față de acestea cu Arduino. Acum, doamnelor și domnilor, după ce am făcut această introducere frumoasă, acum haideți să vedem partea reală. Cum se manifestă, să zicem, un radio care are TF6686 față de unul cu Arduino? Stați așa, să nu încurcăm. Un radio făcut corect de fabrică versus un radio făcut de noi cu Arduino. Cum se comportă el? Păi haideți să începem partea de explicat. Ce m-am interesat eu, ce s-a mai interesat și alții, le-am pus cap la cap și am observat în felul următor. Conform cu ce spun cei din Germania, pe partea de forum, la ADX, la ce vreți dumneavoastră, radioul care e cu TF6686 este mult mai strălucit față de unul care are Arduino la comandă. De ce? Foarte simplu, doamnelor și domnilor. Dintr-un simplu fapt. Pentru că noi, dacă folosim Arduino, putem avea zgomot chiar de la Arduino și chiar din placa de bază pe care stă exact USB-ul. Deci injecția zgomotului de fond al purtătorilor, care sunt doar locale deasupra laptopului, sunt injectate practic prin Arduino la tuner. Deci tunerul va reda practic un zgomot peste normal, plus purtător pe diferite frecvențe, care denotă clar placa de bază că este murdar. Deci în radiofrecvență este murdar. Bun. Radioul acesta care este făcut industrial, radioul care este făcut de fabrică, este un radio curat, pentru că MCU-ul este un MCU standard și separat de chestia asta. Vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, acesta nu are de unde să aibă o sursă de zgomot, de bruia și așa mai departe. Deci, cu alte cuvinte, la partea de radiouri cu TEF și așa mai departe, vreau să vă spun de pe acum că o ducem foarte bine la capitolul de radio care este din industria de radiouri auto. Mulțumim totodată DX-urilor din Germania, care au fost primii care au testat și au recomandat
cele patru versiuni principale ale radiourilor Pioneer ce dețin la low cost mod față de radiourile navigație care au un preț mid-range către high-range, că știți și dumneavoastră acest lucru, care sunt la low cost cu TF6686 versiunea 1 către versiunea 5. Deci haideți să le spunem exact cum ne-au spus cei din Germania. În primul și în primul rând vreau să vă spun că radioul cu SP32, să vă faceți o idee, este un radio bun, este un radio calitativ. Păi vreau să spun că, haideți să zicem, selectivitatea este cum vreți voi, de la cea mai mică la cea mai găleată, da? Reglabilă tot, bun, dar cum facem cu SP32? Acum punem degetul pe rană. Se știe că SP32 din cauza controlerului și din cauza microcomputerului, din cauza plăcii de rețea, este foarte zgomotos. De ce spun acest lucru? Pentru că dev kit-ul a fost exact versiunea 1. Deci SP32 dev kit versiunea 1. Eu l-am construit și știu despre ce este vorba și vorbesc exact în cunoștință de cauză. Dev kit versiunea 1 este cel mai zgomotos SP32 care îl avem în față. Asta este, deci zgomot, pârâială, piuială și tot așa mai departe. Deci, radioul acesta care vrem să-l construim la noi în țară, să zicem așa, versiunea care o pune la dispoziție olandezul, este o versiune foarte proastă la noi în țară. Dacă am putea cumpăra din exterior sau un SP32 compatibil cu versiunea 1, dar să fie bine lucrat, atunci vorbim de o calitate net superioară a radioului care este. Însă zgomotul acestui aparat de radio este orientativ, bineînțeles, injectându-l placa de bază. Iarăși revenim la placa de bază. Dacă este radio independent, dacă folosim sursă în comutație, vom avea o injecție a zgomotului de fond a sursei în comutație în aparatul de radio. Dacă folosim transformator, vorbim despre o calitate superioară și zgomot mic de fond. Acum să vă faceți o idee. În primul și în primul rând, radio, să zicem, o întrebare care ne putem găsi la parcurs. De exemplu, cum recepționează tunerul TF6686 cu Arduino versus cum recepționează radioul care este cu TF6686, înțelegeți? Pe un semnal slab sau pe un semnal variabil. Simplu. Având totodată zgomot în cel cu Arduino, vom avea doar vârfurile cele mai puternice redate și, bineînțeles, zgomotoase, iar acela auto va reda exact cum se manifestă semnalul de la foarte slab către foarte clar. Deci nu se va observa partea de zgomot care este cu bruiaș. Bun, care este injectată din Arduino și așa mai departe. Acum, dacă semnalul este slab pe amândouă, va apărea din cauza modulației distorsiunea audio. Nu vă așteptați în performanță la acela de auto. Pentru că nu este vorba despre o performanță care să o aibă. Că nu este TF7000, este TF-ul acesta 6686. O altă întrebare care poate ieși pe parcurs. Domne, am văzut peste tot că se zice că radiourile acestea, domne, care sunt făcute și drese și împușcate și construite și paraconstruite cu TEF, da, sunt DSP. Este adevărat că sunt DSP? Total greșit. Ca să poți face un radio cu DSP, trebuie să ai și coprocesorul DSP lângă TEF, iar coprocesorul DSP trebuie să șeasă și injecteze semnal din intermediara lui TEF și să controleze TEF-ul și așa mai departe. Deci putem vorbi că acest TF6686 este all-in-one, carameaua tipică, specifică, cu două heterodine, interioară plus exterioară.
Nu vorbim despre un TEF care este condus și care are în circuit un procesor, un SAF. SAF-ul este procesorul care este pe baza DSP-ului. Deci, un exemplu, TEF-ul 7000 are două tipuri de DSP-uri. Este vorba de DSP-ul 7741 sau, dacă este radio digital cu DAB, dragi să-l ia HD radio, ce mai poate avea în construcție, atunci vorbim de SAF-ul 7744, de ultimă generație. Bun, deci nu este totodată un radio DSP. Bun, ce mai putem întâmpina? Circuitul de intrare a antenei. Da, domne, o altă întrebare. Păi, domne, vi scrie antena acolo, să zicem în felul următor, mai trebuie introdus ceva, mai trebuie făcut ceva pentru intrare la antenă, este normal să introducem exact pe pinul de antenă, semnalul de la antenă? Eu vin acum cu răspunsul. Categoric, noi trebuie să-i facem circuitul de deparazitare, circuitul de întârziere și circuitul care are eclator contra tensiunilor de radiofrecvență care sunt de la antenă, de la descărcările electrice și așa mai departe. Gândiți-vă și dumneavoastră că acest aparat de antenă, acest aparat pe antenă vine exact cu, cum să vă spun eu, cu o parte normală, cu niște condensatori, o rezistență, ceva de genul, care injectează în intrarea în TEF. Deci nu vine cu tot circuitul, noi trebuie să-l construim tot circuitul. Atunci vom vorbi noi că el lucrează și funcționează în parametri. Doamne ferește, îți vine vreo descărcare electrostatică, se încarcă antena de la vânt, ești lângă emițătoare și îți trece prin condensatorul sau condensatoarele care le ai pe circuit unde este tunerul. În momentul respectiv îți ciupește intrarea la antenă de la TEF-ul care l-ai. Atenție mare, că asta este o chestie. Pișcat! În momentul când pui mâna pe plusul de la antenă, pișcă, tu te joci, scoți, bași mufa, tu îi faci traversarea prin condensatoare a unei tensiuni care este electrostatice și care pișcă, bineînțeles, parțial, dar în partea aia nu mai pișcă, sunt doar tensiune, impulsurile. Și îi dai în cap la TEF, iar TEF-ul nu mai va lucra în parametri normal după o perioadă de timp. El va slăbi în recepție, automat. Deci, gândiți-vă că sunt problematici. De ce spun, o altă întrebare, de ce spun că este zgomotos Arduino? Păi nu știu, frate, deci eu vă spun exact. Am încercat vreo două metode, înțelegeți? La Arduino care l-am eu, ăsta, Arduino 1, două metode am încercat și, practic, vreau să vă spun, față de un radio care este individual cu TEF făcut industrial pentru auto, ăla auto care are același lucru, deci tot același tuner, îl bate de lea dracii pe recepție și mai ales pe semnale slabe, iar ăla de calculator cu Arduino este egal cu fâș, fâș, fâș. Și bineînțeles, doar semnalul când este un pic mai crescut. Păi stai așa. Păi cum vine treaba asta, domne? Acum hai că facem filmul și spunem și pe partea asta. O luăm și așa pe partea asta. Cum vine treaba? Două lucruri cu acel, deci două lucruri care sunt cu aceeași bază. Unul e mai șmecher decât altul. Două lucruri la fel. Da? Unul e mai șmecher decât altul, nu? Păi cum vine treaba asta? Explicați-mi și mie, cum stai? Dacă-s două lucruri identice, cu aceeași caramea, F8605 să zic, da? 105 versiunea, da? Ambele sunt de 105-uri, da?
Cum dracul unul dintre 105 e mai șmecher decât celălalt? Vă rog, explicați-mi și mie. Eu sunt un șar, mai începător. N-am experiență la două lucruri la fel cu unul care să fie mai șmecher decât altul. Aici vă las pe voi să dați răspunsul. Eu nu mi-am găsit încă răspunsul. Că Arduino este mai zgomotos, da, ăsta e unul din răspunsuri. Că doi, dacă vreau să-i dai sursă exterioară, degeaba, îi dau că-i placa de bază care o omoară și injectează tot felul de spuri. Deci, salutare și gata, nu mai îmi bat capul. Deci Arduino este o chestie care nu este chiar așa de strălucită. Și trei la mână, cum dracu reușesc? Da, fac circuit, fac altceva. Ce recomandați? Acum o chestie care pe mine mă face să gândesc. Ce îmi puteți recomanda voi ca placă de dezvoltare sau ce puteți să leg de calculator să meargă să pot să fac XDRGTK în afară de Arduino 1? Ce Arduino IDE? Arduino Mega? Ce? Aici sunt niște chestii care pe mine mă depășește din orice punct de vedere, pentru că nu știi exact placa de bază cum traversează și cum trece prin Arduino și îți dă în data și clock, îți dă perturbații. Cu acestea fiind spuse, dragii mei și dragile mele, radiourile cu test sunt foarte interesante, foarte drăguțe și așa mai departe. Însă, atenție mare la calculator, laptop și de pe ce vă dați cu el. Dacă e zgomotos, dacă are purtători, obligat va trebui să schimbați cu alt laptop, cu altă placă de bază, unde găsiți liniște și nu are purtători. Aici, în primul rând, să nu găsești purtători de pulea pe românește pe bandă. Să se umple banda de purtători pe diferite frecvențe. Nu! Trebuie să nu existe așa ceva. Atunci vorbim de un radio care este mai bine pus la punct și mult mai bine care lucrează. Până la următorul material eu vă doresc succes. Dacă doriți, vă faceți cu mare plăcere un radio cu TEF. Dacă doriți și vreți să fiți față în față cu o recepție cât mai apropiată de realitate, luați radioul comercial. Citiți pe forumuri, mamă, că și eu am citit pe forumuri. La Germania, luați aparatul de radio de auto și după aia vorbim de ceva mai apropiat de original. Eu vă salut și vă zic numai bine și 73!